Un botoșenean a ieșit la plimbare cu mașina deși nu trebuia să părăsească domiciliul. Acesta se află în autoizolare la domiciliu până la 11 iunie. La un control al polițiștilor, bărbatul în vârstă de 34 de ani a fost depistat în timp ce se deplasa cu un autoturism pe drumul județean 282B în localitatea Prăjeni. Pentru că nu s-a conformat situației, bărbatul a fost amendat cu 1000 de lei și repus în izolare pentru alte 14 zile.